În fiecare an, în 28 februarie, marcăm Ziua Protecției Civile din România. Baia Mare nu a făcut o excepție de la această tradiție și astăzi, la Biblioteca Județeană Petre Dulfu din Baia Mare, a avut loc o ședință festivă la care au participat reprezentanții autorităților județene și locale, șefe instituțiilor de apărare, ordine publică și siguranță națională din Maramureș, cadre militare în rezervă și în retragere, respectiv personalul civil care a activat în cadrul Inspectoratului de Protecție Civilă Județean. Aniversăm astăzi, 28 februarie, Ziua Protecției Civile din România, dată când, prin înaltul decret legal numărul 468 din 28 februarie 1933, se aproba regulamentul apărării pasive contra atacurilor aeriene. Rezultat ca o necesitate a protejării populației civile în urma efectelor devastatoare ale primului război mondial, acesta era primul document scris privind organizarea protecției civile în țara noastră. Cu viața mea apăr viața este deviza rămasă înscrisă în tradiția armei. A fost onorată și consacrată pe parcursul celor 80 de ani de existență. Inundațiile au schimbat însuși conceptul de apărare pasivă, care a fost instituit de ceea ce numim noi astăzi de actul de naștere al protecției civile din România. Mă refer la regulamentul apărării pasive contra atacurilor aeriene, aprobat prin înalt decret legal la 28 februarie 1933. Deci, așa cum am spus, acest concept de apărare pasivă a cunoscut în anii 70 o nouă formă și anume cea de apărare civilă sau protecție civilă. În Maramureș a ajuns astăzi și mesajul premierului României cu ocazia Zilei Protecției Civile. Vreau să vă asigur că premierul României este alături de dumneavoastră și vă apreciază pentru profesionalismul, curajul și operativitatea cu care acționați în sprijinul și apărarea cetățenilor, nu numai pe teritoriul țării, dar și în afară, sub forma asistenței umanitare. Dumneavoastră sunteți cei care asigurați un bun public fundamental, iar pentru asta vă suntem recunoscători. Tot astăzi au fost premiate și loturile câștigătoare la concursul cu tematică de protecție civilă cu Viața mea apăr viața, faza județeană, și câștigătorii competițiilor sportive organizate sub egida Cupa Protecției Civile, ediția 2013. De asemenea, au fost premiați și câștigătorii concursului de desene destinate elevilor, Dezastrele văzute prin ochii noștri, organizat de ISU Maramureș și Inspectoratul Școlar Județean. Desenele copiilor au fost expuse în holul Bibliotecii Județene Petre Dulfu din Baia Mare.